Haideți, vă salut! Hai să-i dau drumul la o poveste. Acum fac o poveste cu plimbatul în ghilimele la magazine, ziua. Acum plec cu un prieten de-a meu, care alergam cu el, băiatul de la Brașov, decidem să mergem la magazine. El ce zice? Păi, mă, să luăm și... Era un fraier care era prieten cu el și să-l luăm și pe ăla. Să-l luăm cu noi. Ăla n-avea nicio gară cu magazinele, nu știa să plimbe magazine, el nu știa să facă nimic. Dar se dădea băiat, el era băiat. Aparent așa, părea că cine știe ce învârtea el. A, de unde? Era zero. Acum, hai mă frate, să-l luăm cu noi. Mergem noi, plecăm, să alergăm. Mergem cu mașina mea, la un moment dat am văzut, am intrat într-o parte, am intrat în a doua, la a treia, am văzut că nu se lipea nimic, ăla nu știa să plimbe, noi, bă, așa e, când mergi cu fraieri, îți dai seama, nu se leagă nimic. Și am decis, zic, bă, gata, anulăm ziua asta, decât să fac altele, o anulez, dă-o morții. L-am luat pe gâscă ăsta cu noi, n-are niciun rost, n-are niciun farmec să mai încercăm. Bine, mă, frate. Bă, eu nu beam nici acum, nici în trecut. Nu consumam alcool. Acum ce am făcut? Ne-am oprit într-un parc, era în centru acolo. Ăla ce zice? Ai, frate, să ardem o sticlă din aia, să o ardem, să o cumpărăm, vorba vine. O sticlă de whisky. Hai, Florin, intri și tu cu mine, luăm 2-3 Red Bull-uri și stăm aici. Bine, frate, ha. Am intrat, n-am luat el sticla de whisky, am luat-o eu, că el nu era în stare nici măcar, el a luat Red Bull, dar cred că le-a plătit. În fine, ne-am pus pe o bancă acolo. Bă, omul nu ținea deloc la băuturi, era genul ăla... N-aveai loc de el să iei o palmă, deci numai scandal, numai din ăla căuta când era beat, era prost. Eu nu știam că era așa prost. Deși am mai avut un eveniment cu el de Revelion, dar n-am știut, adică imediat de la 2-3 pahare, omul a început să furi curent rău. Bă, numai aberații vorbea, numai... Că el imobilizează la nu știu ce magazin și face japca acolo. I-am zis, ia hai mă, bă, eram copil, aveam 20 de ani atunci. Ia hai mă să-mi arăți cum imobilizezi tu pe aia de la magazin. L-am luat, l-am pus jos pe acolo. Bă, omul era mare față de mine. Avea mușchi, avea tatuaje, umbla numai în figuri. Un fraier. Care, când îl vezi, zici că el e... cel mai mare combinatozaur și el nu-i nimic. Acum am stat acolo, am băut și eu, am băut și prietenul meu, el s-a făcut varză, noi eram bine, eram în starea aia, chiar era bine. Băi, eu repet, eu nu consumam alcool. El ce zice? Hai, domnule, hai să mai încercăm la magazine, că voi nu știți și intru eu și ai să vezi că îți arăt eu cum să fură. Îmi zicea el mie cum să fură. Un fraier. Eu alergam de 100 de ani și el îmi spunea cu ce să mănânc. Noi l-am simțit că nu era loc cu el. Și când îl ai pe unul cu tine care nu tragea bine, îți dai seama că îl simți și te oprești. Dacă nu te oprești, te oprește alții și mai bine așa, anulezi ziua aia, începe a doua zi. Acum ce zic lui prietenul meu? Ia hai mă să văd ce știe ăsta să facă, că prea să dă goril. L-am luat, l-am băgat într-un magazin de electronic. L-am băgat acolo, am găsit o electronică de care era într-un mall, am intrat. Am luat o geantă din aia, am curățat-o de antifurturi, era plină de antifurturi din ăla. Am văzut o placă din aia mare de Remix. Era cea mai scumpă, era 1740 de euro. Am zis, pe asta eu dau. Zice prietenul meu, băi, ești nebun,
lasă-mă să vedem să o scoate el afară pe asta. Și el era beat, el se plimba pe acolo, el se uita, nu era cu noi, el se plimba pe magazin. I-am pregătit-o frumos, l-am chemat, băi, vino cu ești mă în stare să-mi arăți că scoți asta afară? Cine, domnule, eu? Băi, eu scot jumătate din magazin afară. Bă, vorbea tare, vorbea. I-am pus geanta pe el frumos, pe umer, pe umăr. Dă-mă drumul afară. Am ieșit noi prima oară și zic, fii atent, ieșim noi și după ieși și tu. Ca să nu, în caz că-l oprea pe ăla, bă, fraierul, fraier, dar noi ne-am gândit că... Vezi, nu-i că m-am gândit că-l oprește, că-ți dai seama că nu m-am dus să-l leg, dar... El era mort, zic, bă, la japcă, era japcă de aia urâtă. Hai, mă, să văd eu, dacă tot tu o ții cu... cu din ăstea, că vrei să-mi arăți, că vrei să... El căuta ceartă cu noi, căuta scandal, mai ales cu mine. Bă, a luat fraierul telefonul, am ieșit noi și ne uitam la el. El a luat telefonul și vorbea în italiană. El vorbea cu șeful de la muncă. Șeful, să-mi dai banii, mi servei soldi. Bă, se uitau aia pe acolo, el mergea, era beat. Bă, a ieșit fraierul din magazin. Bă, nu-ți vinea să crezi. Zic, bă, frate, a ieșit fraierul din magazin, zic, îl mai băgăm odată. Prietenul ăsta meu, bă, tu ești nebun, bă, îl mai băgăm, dă-l dracu, îl băgăm în continuu. Uite așa facem cu el, toată ziua asta mai. Caz, ceva e beat, domnule, îi dă drumul, n-are ce să-i fac. Oricum n-avea belele cu gard, dar îi dă drumul. Am ieșit, am dus aia la mașină. El ce zice, domnule, hai să-ți arăt și, bă, bravo, frate, l-am felicitat, bă, bravo, ești bun. De unde era alcoolul din el, el nu știa să facă. El, dacă era după el, lua cu tot cu antifurturi și ieșea afară. Suna, a mai avut un prieten, l-a luat la parfumuri, la colecții, ce a făcut? A luat antifurturile în mână, le-a decojit după ăla și a uitat că le avea în mână. El a ieșit și o suna la capri. Bă, fel de fel de nebuni. Acum el ce-mi zice? Stai să-ți arăt cum se fură haine. Bă, era fraierul îmbrăcat bine, în haine originale, de firmă. Zic, ia să vedem cum fur tu haine. Am intrat într-un magazin, prietenul ăsta meu ce zice? Bă, hai să nu stăm cu el. Că e băut, se vede că e băut, o face rava, dă-l dracu. Noi mergem pe treaba noastră. Bă, am început să ne face treaba. Noi pe o parte, ne-a dat el startul. Știa? La un moment dat, noi facem ce facem, ne plimbăm pe magazin, am văzut ofertele pe acolo, ieșim afară la țigară. Am ieșit afară din mol, fumam. Zice prietenul ăsta meu, bă, uite-l pe ăsta, bă, a ieșit. Bă, era total schimbat, el a lăsat hainele lui originale, bă, avea haine bune pe el. Și a ieșit cu haine normale, fake-uri din ele, dar nu fake-uri, nici măcar fake-uri nu era, era haine... Haine fără nicio firmă din alea, 5 euro, 3 euro, 8 euro. Și cum avea antifurtul la tricou în spate aici, el când a rupt, avea tricou, era crăpat așa la guler, era tăiat cum ar veni, că el n-a avut nimic la el în mână, să magnet sau ceva, el n-a avut foarfică, nimic. El a rupt tricou, a rupt pantalonii, uite bă frate, se întorcea, uite bă frate, a? Cum arăt, bă, a murit de râs, bă, tu ești nu cel mai prost, bă, el... Au dat aia, cred că fac record pentru tine. Păi ți-ai lăsat hainele originale bune și ți-ai luat fake-uri, mă, frate. Bă, tu ești nebun. Bă, am înnebunit de râs. Deci am râs acolo, cred, vreo oră în continuu. Bă, eu nu mai intru cu tine. Acum el stătea și se gândea. Da, mă, era original. Păi cum dracu, mă, ți-ai lăsat hainele tale bune? Bă, era atât de băut, de... nu și-a mai dat seama. El a lăsat Nike-uri, a lăsat și-a luat haine normale. Zic, bă, tu ești de cartea recordelor, cartea recordului, băi, frate, să faci așa ceva. Acum ne-am pus în mașină, hai să mergem. Prietenul ăsta meu, el ce zice? Dă-mi, frate, telefonul să sun pe nevastă mea. Prietenul ăsta îi dă telefonul. El, în loc să o sune pe nevasta, a sunat pe un băiat care ăla chiar era băiat. A început să vorbească prost la telefon, că cine ești ăla, până și-a dat seama să ia telefonul, a apelat pe un băiat și i-a vorbit prost lui ăla. L-a întrebat, cine e la telefon? Bă, tu cine ești? Că eu am sunat-o pe nevastă mea. El a văzut că a ieșit numele lui prietenul ăsta meu la telefon.
Și l-a sunat ăla înapoi și i-a zis: bă frate, cine dracu m-a sunat, mă, pe mine? Bă, și ăla chiar era ok băiatul ăla, era din toate punctele de vedere. Ăsta acum s-a nervat: bă, du-te dracu, ți-am dat telefonul și ai început să suni lumea. Ți-am zis sună pe nevasta, ai început să suni lumea. Bă, căuta numai din ăla. Acum ne-am dus noi la unul să-i vindem mixerul ăsta. N-avea bani, îți dai seama, costa mult. Hai să plecăm la Roma. Nu știu cine a trecut nou pe în cap, că avea el un prieten pe la Roma, îl cunoșteam și noi, el era băiat ok. Să mergem la băiatul ăla acolo, poate vezi, Doamne știi, el sau îl cumpără el. Până la Roma ne-am oprit pe la jumatea străzii. Că el la 200 la oră, în timp ce mergeam pe autobandă, el l-a tras cu un M3 de volan, a intrat în parapet, că... Bă, numai din astea, din filme vorbea. Și căuta scandal. El era pus pe scandal. Bă, cred că nevastă mea, zicea el, nevastă mea și cu nevasta, îi zicea lui prietenul ăsta meu, cred că umblă cu nu știu cine acum, de la noi, din zonă de acolo, cu un prieten de-a meu, că de la băutură îi vinea tot felul de idei. Acum am oprit la un bar și lângă bar era și un market. Dar mașina am băgat-o în parcare la market. Ne-am dus la bar. Bă, el tot căuta din alea urâte. Bă, în mașină aveam. Deci cum era... Eu aveam un Peugeot 407, dar era nou atunci. Cu geamuri negri, mașina bătea la ochi. Nu era de... Asta e... fază din 2010, 2009, 2010. Și în portbagaj aveam, deci cum era portbagajul lat, aveam un liver mare, înăuntru aveam două sau trei walkie-talkie din alea care stații din alea care vorbești la ele. Aveam mixerul ăsta. Bă, aveam o grămadă de acarete așa. Acum el tot căuta cu prietenul meu, căuta din alea urâte. Ăsta i-a zis odată: bă, vezi că nu-i loc, stai liniștit. El nimic. Bă, ne-am luat la ceartă, că vezi, Doamne, nu știu care a fost motivul și îmi zice prietenul meu: ia dă-l, mă, morții lui, ia să-l lăsăm aici, mă, să stea aici. Și l-a lăsat acolo în parcare. Ia stai, mă, dacă ești pe cea, ia stai, mă, te dreacu, te sărim din tot și stai aici. Ne-am urcat în mașină să plecăm. În timp ce a plecat cu geamul deschis, el ce zice? Bă, nu mai intrați în zona, că noi nu mai intrăm în zona acolo. Prietenul ăsta zice: ia oprește-mă. Ce a zis, mă? M-am oprit. Zic: bă, tu ești nebun la cap. Prietenul ăsta meu avea ochelare de soare. Cum a avut discuția în spate la mașină, cum ar veni, la portbagaj, m-am dat și eu jos. Zic: bă, tu ești nebun, calmea asta, te dreacu. Noi am făcut mai mult la ștou că plecam, că nu-l lăsam acolo, că era totuși a nostru. Ne știam. Am făcut la ștou, iată, mă, dreacu, că te las aici și pe la revedere. A, că vroia el să conducă, tot felul de... El nici n-avea permis. Acum vorbea în spate la mașină, el îi dă una lui prietenul meu. Ăla și-a pus ochelare pe portbagaj și îți dai seama, am sărit eu pe el să-l despar de acolo, el era pe jos, că era genul ăla, n-avea loc de el să iei vreo palmă. Lumea din parcare, din la supermarketul ăla, era un cora din ăla, îți dai seama, a sunat la gardă imediat: bă, să bat 2-3 aici. Dar a fost o repriză așa, i-a dat un picior în cap și a murit acolo jos. A venit garda. A venit doi de la gardă, erau tineri aia de la gardă. Că ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat, domnule, nimic. Bă, el a intrat în visii din alea, el avea o boală din aia. A intrat aiurea, a început să delireze. Gata, l-a luat. Vorbea, ce vorbea înainte să-i dea ăla? Vorbea acum delirat total. Acum era cel mai bun prieten cu noi, dar delira, vorbea omul, l-a derutat. I-a amestecat visele puțin și aia a fost. Acum a venit garda, cu ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat, domnule, nimic. Ce se întâmplă? Cine?
ce dracu se întâmplă? Uite, am fost la terasă, am băut o cafea, mergem pe la Roma, ne plimbăm. Bun, dați-mi acte. Băi, am dat actele, mașina era lângă noi. Unul dintre gaburei a vrut să ducă la mașină, că percheziți. Prietenul ăsta meu l-a oprit, l-a prins de mână așa pe gabur și zice, bă, ce faci, mă? Că l-a dat să pună mâna pe mașină să deschid. El zice, nu deschizi, mă, tu nicio mașină. Băi, atunci încă nu am avusesem probleme cu legea, eram curați amândoi. Nu deschizi, mă, tu nicio mașină, ai mandat să deschizi. Bă, ăla s-a intimidat, gaburul ăla era tânăr. Era mai tânăr ca prietenul ăsta meu. Era cam ca mine, cred. S-a retras înapoi gaburul ăla. Păi dacă îmi făcea percheziții la mașină, îți dai seama că îmi găsea baia, îmi găsea... Bă, numai nervi. Uite, mă, frate, plec cu fraierul ăsta și dau de alte belele. Trebuia să lăsăm noi în zonă după ce a luat aia, hai mă, să te duc acasă, mă duc să vând asta. Și du-te, dracu, nu mai stăteam să mai bat capul cu tine. Acum, el delira. A venit prietenul ăsta al lui, care îl cunoșteam și noi. Bă, garda ne-a controlat, am văzut că n-am avut nimic, a plecat. Ne-a lăsat în pace. A venit prietenul ăsta al lui. Îl știa că el era prost. Omul a zis, bă, lăsați-l, că ăsta când bea e prost, dar așa e băia bun. Bă, era băia bun dacă era treaz, dar când bea, gata, era fraier. Ne-am dus la Roma, la omul ăla acasă, am stat, bă, el tot delira în continuu, el nu-și mai revenea deloc. Bun, nu-și mai revenea că vroia el. Aia credea el că credem noi, dar la un moment dat, ce-i zice? Îi zice, bă, dacă tot delirează ăsta, ia stai, mă, să o dăm altfel. Bă, uite, mă, din cauza ta a venit garda și ne-a luat mixerul ăla, placa aia. Am pierdut o grămadă de bani, din cauza ta, numai belele, numai, nu stai dracu, liniștit. Nu, frate, cum a luat aia, că o avem? A, deci știi. Dar el tot rămăsese cu gândul că prietenul ăla meu umblă cu nevasta, făcea tot felul, nevasta era acasă, prietenul ăla meu la fel, n-avea nicio treabă. Bă, în timp ce ne întorceam de la Roma, ne întorceam acasă, noi amândoi în mașină. Bă, fătute-ai în gură că din cauza ta am pierdut aia, bă, el nimic. Nu, domnule, cum? Păi, dar n-a luat garda nimic. A, deci știi. De ce l-o făcea pe prostul, fraier? Bă, dar la ce o făcea pe prostul, nu-mi dau seama, dar delira rău tare de tot. Ca fapt divers, i-am făcut plata, am dat aia, bun, noi am făcut noi cum trebuia, dacă era băiat ok, am făcut-o doar așa, că-l cunoșteam. La mai ars eu cu o mașină, poate vezi video-ul ăsta, te-am ars cu o mașină, i-am vândut un Audi A6, i-l-am dat varză și mi l-a plătit în rate, o rată sau două, nu mi-a mai dat-o, dar eu mi-am recuperat banii, tot el a căzut de fraier. Și cam asta a fost povestea, și el era tot de la Brașov. Brașov, dar era, nu era cum era prietenul meu din Brașov, el era după un sat. Zicea Brașov, dar era de la sat. Era de la... Asta a fost povestea cu hoțul bețiv, care delira. Bun, vă salut și numai bine. Baftă!